Bună ziua! Eu sunt Valer Simeon Cosma, invitatul acestei ediții a conferințelor Caiete Silvane. O să încep prin a mă prezenta succint. Sunt cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Mai sunt membru al Institutului de Solidaritate Socială din România, fondator și membru al Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale din Telciu și cam asta ar fi de spus în linii mari. Vă mulțumesc celor care v-ați făcut timp să petreceți aproximativ jumătate de oră cu mine, ascultând câteva povești despre migrație și despre cum sezonierii din ruralul românesc susțin lanțul de consum alimentar european, mai ales în condițiile în care, în contextul de față, online-ul este sufocat de evenimente și știu că multă lume și-a pierdut energia și apetitul pentru astfel de comunicări. Voi vorbi astăzi despre o temă cu care m-am ocupat preponderent în ultimii 2 ani, deși mă intersectez cu ea de mai multă vreme, atât la nivel de cercetare cât și ca biografie. Migrația. Migrația e o temă vastă, cercetată în special în ultimii ani de mulți cercetători din România și eu mă voi concentra special asupra chestiunii migrației sezoniere transnaționale a lucrătorilor din ruralul autohton. Trebuie să spun din start că comunicarea mea, informațiile pe care le voi livra, sau mai bine spus, o bună parte din ele, au la bază un studiu recent finalizat pe care l-am realizat împreună cu colega Daniela Gabor, profesoară de economie și macrofinanțe la Universitatea din Bristol, Marea Britanie, și Cornel Ban, profesor de economie politică la Școala de Business din Copenhaga, Danemarca. Studiul care urmează să apară în perioada următoare în revista Review of Agrarian Studies valorifică o bună parte din materialul documentar adunat în ultimii ani, interviuri în special făcute în teren, articole de presă, discuții informale purtate în trecut sau în prezent cu diverse persoane implicate în migrație, bună parte dintre ele fiind realizate în cadrul proiectului Anonimii Migrației, derulat anul trecut la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, cu o finanțare din partea AFCN și care s-a concretizat, printre altele, printr-o expoziție foto-audio și un spectacol de teatru documentar, Sunt una dintre fortunate, care abordează exact problema migrației și a familiei transnaționale. Ok, să trecem puțin mai departe. Până să intrăm frontal în subiect, consider necesare câteva explicații despre modurile în care m-am intersectat eu cu subiectul migrației sezoniere, mai ales că unele dintre ele evidențiază adâncimea istorică a fenomenului și vechimea în anumite comunități rurale a ceea ce sociologii au denumit cultura migrației. În plan personal, m-am intersectat cu tema migrației încă din copilărie, fiind originar din Telciu, Bistrița Năsăud, una din zonele în care s-a plecat foarte devreme peste hotare, încă din anii 90, și unde mirajul străinătății a prins rapid la populație, inclusiv în cadrul generației mele. Adică, la nivelul anilor 2000, tot mai mulți tineri visau ca odată cu finalizarea studiilor liceale, în loc să urmeze o facultate, să plece la muncă în străinătate. Cred că fenomenul ăsta s-a întâmplat în foarte multe alte locuri din România. Dar un alt aspect important și cumva tot cu caracter biografic are de a face cu migrația sezonieră internă, pentru că în Telciu, ca și în alte localități din Sălaj în care am făcut teren, sau nu știu, în Maramureș, în Oaș și multe alte locuri din România, migrația sezonieră nu a început odată cu migrația transnațională, cu plecarea peste hotare în contextul integrării României în Uniunea Europeană, ci există un lung istoric al migrației sezoniere pentru muncă în agricultură, atât în perioada postcomunistă în anii 90, sunt cunoscute atât în domeniul cercetării, cât cred că mulți dintre cei care urmăresc emisiunea de față știu poveștile despre cei care plecau la muncă în Banat sau în zona Moldovei, în zona sud, în special în zonele unde era agricultură mai dezvoltată. Migrația sezonieră a fost întâlnită inclusiv în perioada comunistă, fiind o modalitate prin care mulți tineri reușeau să-și facă bani pentru a-și construi o locuință sau în cazul multor familii pentru a-și completa veniturile pe care realizau prin munca în propriile gospodării în localitatea de baștină.
Dar un alt aspect important și tot cu referire la zona mea de Baștină și nu numai, are de a face cu faptul că migrația sezonială este întâlnită încă din secolele 18-19. Epoca modernă este epoca de care mă ocup eu în mod special în cercetările mele ca istoric. Și aici mă refer în special la cazul Năsăudului, unde în contextul unor perioade de foamete la începutul secolului 19 sunt multe materiale documentare despre oameni care au migrat la muncă în Moldova, sezonieră, unii au rămas acolo, la fel din Maramureș s-a plecat. Ca să nu mai zic, la începutul secolului 20, deja avem de-a face cu migrația înspre America, apare mirajul americanilor, cei care au reușit să migreze, să se întoarcă, au devenit atât în vremea de atunci cât și în prezent veritabile personaje mitologice cu povești despre câți bani au făcut și ce au făcut. Și pentru că fenomenul migrației nu vizează doar pe români, ar merita menționat inclusiv obișnuința migrației sezoniere în rândul secuilor care munceau inclusiv în interbelic, în Moldova sezonier, sau practica multor tinere secuiențe de a munci la București, în casele unor boieri, pentru o perioadă de timp, astfel strângând o sumă de bani ca să-și facă zestre care să le permită contractarea unei căsătorii mai avantajoase. Cam asta ar fi spus cumva ca istoric și am menționat astea atât, cum am spus, dintr-o perspectivă biografică cu referire la zona din care vin, cât și ca istoric pentru că în cercetările mele asupra lumii rurale, pentru că de lumea rurală mă ocup în special, am tot dat peste astfel de situații și am evidențiat cumva importanța migrației în contextul modernizării lumii rurale, în special în secolele 19 și 20. Ok. Ce vreau să spun cu toate astea e că în multe comunități rurale migrația, mai ales cea sezonieră și temporară, nu e o noutate radicală, cum am spus, specifică epocii postcomuniste, ci are o întreagă istorie în spate. Noutatea adusă de situația actuală constă în amploarea pe care a luat-o, în special ca număr de plecări și lărgirea semnificativă a orizontului geografic pe care îl presupune migrația transnațională. În plus, aș mai adăuga apariția unui fenomen aparte, specific migrației de acum, apariția familiilor transnaționale, care trăiesc simultan aici și dincolo, fie că vorbim de un membru care este plecat și ceilalți sunt acasă, fie vorbim de perioade de timp petrecute de toată familia peste hotare și în țară. În prezent se pleacă la muncă în Germania, Marea Britanie, Spania sau Italia, la fel cum în urmă cu câteva decenii se pleca la muncă în agricultură în Banat sau în alte zone agricole, pentru că dezvoltarea mijloacelor de transport permite asta. Cum am spus, migrația a atras atenția în ultimii ani multor cercetători și mass media românească și internațională livrează constant materiale pe tema asta. Se vorbește în special despre banii trimiși acasă de cei plecați la muncă, peste hotare. Aceștia fiind prezentați de mass media, fie ca eroi care susțin prin munca și banilor economia și viețile celor rămași acasă, fie în termeni depreciativi, nu de puține ori, drept căpșunari, sau uneori cu limbaj mai brutal și foarte nedrept, în special cu referire la femeile care muncesc în străinătate, știm faimoasele declarații legate de faptul că femeile devin curve muncind în străinătate și copiilor devin golani rămași acasă, sau despre cum ei ne fac de rușine prin Europa. O altă abordare vorbește despre lăcomia care ar determina pe ei să plece, lăsând acasă copii și familii în urmă. De cealaltă parte, în mass media occidentală au apărut de-a lungul timpului materiale panicarde despre invazia românilor. Amintim faimoasa poveste cu Romanians are coming din Marea Britanie în contextul obținerii dreptului la muncă pentru români și în contextul mai recent al Brexitului. S-au apărut materiale condescendente care pun accent pe sărăcie drept cauză principală a migrației din Europa de Est și prezintă situații extreme cu locuințe precare și oameni care trăiesc în condiții mizere. Însă, dincolo de simplificări și distorsionări tendențioase, tabloul e mult mai complex și orice cercetător care a fost în teren și a stat de vorbă cu oameni implicați în migrație, fie ca
migranți, fie ca membri a unei familii rămase acasă, precum și orice jurnalist care a făcut teren și a avut contact cu lumea asta, știe că tabloul e mult mai complex și că nu se poate reduce toată problema asta a migrației, fie ea sezonieră sau temporară, la sărăcie, lăcomie și indiferență față de cei de acasă, pentru că dacă facem așa ceva, falsificăm chestiunea și suntem profund nedrepți față de cei care trăiesc pe propria lor piele migrația sau traiul într-o familie transnațională. Acum, apropiindu-ne de subiectul care ne preocupă, în mod special, adică migrația sezonieră și rolul lucrătorilor est-europeni în susținerea lanțului de consum alimentar, trebuie spus din start că criza în care suntem și în momentul de față, criza COVID-19, a adus în atenția opiniei publice, atât din România cât și din Occident, importanța muncii migranților sezonieri din România și nu numai din România, din Europa de Est, pentru economia occidentală și, cum am spus, pentru susținerea lanțului de consum alimentar. Crearea unei breșe în respectarea regulilor impuse de starea de urgență sau, după cum a formulat profesoara Manuela Boatcă de la Universitatea din Freiburg, faptul că în aprilie și în mai s-a instituit o stare de excepție în interiorul stării de excepție pentru ca să se permită câteva zeci de mii de agricultori români să meargă la muncă în străinătate, în Germania, în Anglia, în Italia, pentru a salva recoltele fermierilor de acolo, arată foarte mult că atât pentru guvernul României, cât și pentru guvernele celorlalte stări, prioritatea principală a fost interesele fermierilor și ale agrobusiness-urilor și mai puțin ale oamenilor care fac aceste munci. Și când zic asta, mă refer la faptul că, așa cum au demonstrat foarte multe materiale jurnalistice, precum cum confirmă multe interviuri cu oameni care au plecat în acea perioadă în străinătate și cum arată o serie de cercetări recente, accentul s-a pus pe protejarea recoltelor și a intereselor, inclusiv cu riscul neprotejării celor care au plecat la muncă în străinătate. Cel mai brutal este evidențiat acest aspect de faptul că în Germania, guvernul german a luat în contextul COVID decizia prelungirii contractelor sezoniere de muncă, care nu obligă angajatorii la plata contribuțiilor sociale pentru cei care muncesc, de la 70 de zile la 115 zile. Ceea ce arată foarte clar că chiar dacă aveam de-a face cu o criză medicală, cu riscuri foarte mari de îmbolnăvire a lucrătorilor, nu doar că în multe cazuri, deși s-au impus reguli, cel puțin la nivel oficial, care impuneau folosirea mânușilor, un anumit mod de a organiza munca, cazarea, transportul, de multe ori nerespectate, după cum am spus, nu s-a pus accent, în primul rând, pe asigurarea medicală necesară lucrătorilor. Oamenii care lucrează în astfel de condiții, după cum reiese din foarte multe interviuri și materiale de presă, se descurcă pe cont propriu când vine vorba de asigurarea medicală. În interviul oamenii vorbesc foarte des despre medicamentele pe care le duc cu ei acolo, să le aibă în caz de dureri, multe dintre dureri fiind provocate de muncă sau de eventuală răceală. Cum am zis mai devreme, au explodat o serie de materiale care au prezentat cazuri. Cazul extrem a fost moartea unui agricultor undeva la o fermă lângă Freiburg, diagnosticat ulterior cu COVID. Mai recent au fost scandalurile din abatoarele Tönnies, care la fel au evidențiat cazuri de contaminare în masă a angajaților. Cei de la sindicatul Fermobilität din Germania au prezentat săptămânal materiale care arătau condițiile de muncă, nerespectarea condițiilor de protecție pentru angajați și, foarte important, condițiile de locuire ale angajaților. Fie că vorbim de cei care munceau la ferme, fie că vorbim de cei care munceau în abatoare, asta fiind una dintre cauzele principale pentru infectare, faptul că oamenii locuiau în locuințe supraaglomerate. În cazul muncitorilor detașați, adică angajați de o firmă din România și subcontractați în Germania, în cazul acestora locuiau în apartamente, de foarte multe ori improprii, supraaglomerate, 8, 10, 12 persoane. În cazul
celor din agricultură, cel mai des se întâmpla să locuiască în containere, cum am spus, nerespectându-se prevederile de a fi mai puțin în cameră decât ar fi trebuit. Și aici intervine faptul că autoritățile, în cazul de față autoritățile germane, dar nu este doar cazul Germaniei, nu au exercitat întotdeauna controle foarte riguroase ca să vadă că măsurile sunt impuse, sunt respectate. Și au fost chiar reacțiile unor fermieri care au fost cumva responsabili față de, sau au încercat să fie responsabili față de lucrătorii pe care au adus în Europa de ei și au căutat să-i protejeze și erau foarte revoltați de faptul că ei, asumând și punând în practică reglementările cerute, costurile produselor lor devin automat mult mai scumpe decât ale celor care au fentat prevederile, nu și-au protejat lucrătorii, anume ca să facă economie și să poată să-și maximizeze profitul. Deci vedem reacții, cum spun, inclusiv din partea fermierilor care au fost de bună credință. Dar un alt aspect în cazul de față, revenind la chestiunea asigurării medicale, are de a face cu faptul că în situația actuală, foarte mulți oameni, spre deosebire de situația anterioară, au fost nevoiți să se supună unor constrângeri aparte, generate de contextul ăsta, pierzându-și anumite libertăți. Nu puteau să plece din fermă oricând voiau, transportul era organizat, se știe foarte bine cum a fost transportul, a fost și scandalul cu plecarea celor 2000 de lucrători de pe aeroportul din Cluj. Oamenii nu puteau pleca oricând, nu puteau să renunțe așa ușor la a munci la o fermă în caz că nu le conveneau condițiile. Și aici ajungem la o idee esențială pe care am subliniat-o în articolul despre care am vorbit și poate fi o afirmație cam tare, dar am ajuns la concluzia, trecând prin materialele pe care le-am examinat, că prin modul în care este construit acest sistem al muncii sezoniere și al muncii detașate, Estul Europei, în primul rând muncitorii din Estul Europei, subvenționează alimentația țărilor vestice și accesul la alimente mai ieftine al consumatorilor vestici. Am subliniat faptul că muncitorii, în primul rând, dar nu doar muncitorii, ci inclusiv societățile est-europene, în cazul de față societatea românească în ansamblu ei, într-un mod indirect, și o să detaliez despre ce-i vorba. Revin la chestiunea contractelor de scurtă durată care sunt întâlnite în Germania. Faptul că angajatorii nu sunt obligați să plătească contribuții sociale, adică asigurare medicală și contribuție la pensie pentru muncitorii sezonieri, produce o mare problemă, nu doar că expune pe oameni în perioada în care lucrează acolo. Am întâlnit suficiente cazuri, interviuri de oameni care spuneau că s-au îmbolnăvit și dacă se îmbolnăvesc, sunt ținuți pe cameră o perioadă cu plata costurilor de cazare și masă, dar dacă nu își revin într-un anumit timp, sunt trimiși acasă pentru că sunt considerați o povară și sunt aduși alții în locul lor. Mai intervine un aspect. Oamenii ăștia, așa cum reiese din multe materiale, acumulează afecțiuni fizice de-a lungul timpului, în special după anumite vârste. E o muncă grea. Se poate vedea inclusiv pe materiale video și în multe interviuri cu oamenii, faptul că se lucrează un număr de ore foarte mare într-un ritm accelerat, nu se respectă prevederile legale vis-a-vis de numărul de ore sau de orele suplimentare, foarte rar când se respectă, și oamenii nefiind plătiți la contract, la oră sau cum prevede contractul, contractul are doar o valoare formală, majoritatea oamenilor vorbesc despre faptul că e de formă, ei sunt plătiți la lediță sau la kilogram, în acord, cum se zice, ceea ce îi determină pe ei să lucreze într-un ritm și mai mare. Cum am spus, majoritatea se plâng de anumite afecțiuni pe care le dezvoltă de-a lungul timpului și ei sunt nevoiți să-și trateze aceste afecțiuni în țară. Deci ei se îmbolnăvesc într-o țară, contribuind la modul direct într-o economie și după aia își tratează bolile acumulate acolo în altă țară. Și aici vorbim de cazuri în care sunt muncitori sezonieri, cum am întâlnit într-un caz intervievat recent, care lucrează de aproximativ 10 ani, soț și soție sau alții de mai puțin timp, lucrează în acest regim sezonier, făcând câte două ture de două luni
dura în total 4 luni pe an în străinătate. Și oamenii ăștia, cum am spus, cum procedează în caz că se îmbolnăvesc, fie că vorbim de afecțiuni cronice sau de ceva mai puțin grav? Își fac asigurare medicală, își plătesc asigurare medicală pe ultimele 6 luni, după care se tratează, ceea ce înseamnă că costurile cu tratamentul lor, cu îngrijirea lor medicală, este susținută de ceilalți contribuabili din România, în loc să fie susținut de statul german, unde au lucrat și la dezvoltarea căruia au contribuit. Nu mai zic de chestiunea pensiei. Aici apare o altă problemă foarte mare, că oamenii aceștia nu au parte de pensie și aici sunt foarte multe cazuri de persoane care ajung la 40-50 de ani, cărora le e foarte greu să se mai angajeze în țară, atât din lipsa locurilor de muncă sau cât și din lipsa unei calificări, cât și din cauza vârstei, dar care nici nu mai pot presta munca sezonieră în străinătate și atunci sunt într-o situație în care nu pot să aibă nici pensie și trebuie să găsească soluții pentru supraviețuire și pentru a-și asigura asigurarea medicală. Fie că vorbim de ajutoare sociale sau de accesarea unor pensii pentru boli sau ceva de genul ăsta, deși, cum am spus, oamenii aceștia s-au îmbolnăvit într-o mare măsură muncind în altă țară. Și asta este o chestiune foarte importantă care ar trebui reglementată și din ce am înțeles și ce am văzut monitorizând presa germană și discutând cu reprezentanții ai sindicatelor din Germania, există o inițiativă în sensul ăsta în Parlamentul German, există și rezerve că se va concretiza într-o lege care să oblige și să modifice cadrul actual legal. Ok, deci asta este primul argument în susținerea tezei că muncitorii este europeni subvenționează și societățile europene, România în cazul de față, subvenționează statele occidentale. O altă chestiune apare legată de costul muncii. Munca este foarte ieftină. Știm cu toții povestea cu România, țara muncii ieftine. A fost o strategie de ani de zile prin care noi am căutat atât să tragem investiții în România, cât într-un fel am contribuit și la a deveni un rezervor de forță de muncă calificată și necalificată pentru piața muncii est-europene. Aici mai intervine o chestiune, am vorbit mai devreme de situația cu cazările în Germania, atât în cazul muncitorilor detașați, cât și a muncitorilor sezonieri. Din sumele negociate de oameni în contract și din cele obținute prin o prestare a unor ore suplimentare, oamenilor li se rețin bani pentru cazare, dar costurile sunt mult peste costurile din piața imobiliară de acolo. Și o să dau un caz concret, publicat, făcut recent public pe pagina de Facebook a sindicatului Fair Mobilität din Germania. Spune așa, pentru un pat într-o cazare care lasă de dorit, muncitorii plătesc 9 euro pe zi. Pentru cazare pot fi calculați un maxim de 235 de euro pe lună. Cazare într-o cameră cu mai multe persoane. Sumele se schimbă. La două persoane se plătesc 141 de euro, la trei persoane 117,50 de euro și mai mult de trei persoane 94 de euro. Cel puțin așa este stipulat în contract. Majoritatea stau câte 2, 3 sau 4 în cameră. Standard 3 pe cameră. La 30 de zile se plătesc 270 de euro, cu 35 de euro prea mult. Trei persoane plătesc pe lună 810 euro pe o cameră. Și aici vorbim de camere în orașe mici, nu în orașe gen Berlin sau Frankfurt. Înmulțiți cu 24 de camere din casa, și aici în imagine este prezentată o casă, și veți afla câți bani se face doar din asta, pentru că la 24 de persoane sunt 3 băi și încă 2 toalete ecologice afară. Mulți nu ne-au putut spune cât primesc pe oră pentru că sunt plătiți în acord la lădița de căpșuni, cum am spus. Oamenii mai povestesc că pentru ziua de concediu de boală sunt obligați să plătească până la 100 de euro pedeapsă. Nu este prima dată când se aude despre astfel de pedepse în Germania. La alte ferme, pedepsele sunt interesante. Mănânci o căpșună și ești văzut, e 10 euro, ți se trage. Ai fumat pe câmp, 30 de euro. Niciunul dintre cei care au stat de vorbă sindicaliștii nu știa să aibă vreo asigurare medicală. Foarte mulți nu aveau deloc asigurare medicală. Am încheiat citatul. Un
mi s-a întâmplat să-mi povestească într-un interviu un tânăr care a muncit o perioadă acolo, să vorbească de faptul că foarte multe boli pe care le aveau aveau de face cu muncitul în ploaie, pentru că nu se ține cont de condițiile meteorologice, se muncește și sâmbăta și duminica. Și în momentul în care s-a îmbolnăvit, deși lui i s-a comunicat că îi se reține în fiecare lună, pe lângă cazare și masă, îi se reține inclusiv pentru asigurarea medicală, el a aflat că de fapt nu are asigurare medicală și a trebuit să se ducă la spital și să-și acopere singur costurile pentru tratament, ceea ce l-a determinat să se întoarcă în țară. Era înainte de COVID. Deci, cum am spus, dacă facem, revenind la chestiunea subvenționării, dacă facem un calcul cât se încasează și pe asta, fermierii plătesc o sumă în medie, cei intervievați vorbesc de 2000, între 2000 și 3000 de euro pe care îi poate obține cineva într-o lună, dacă muncește foarte mult. Aia însemnând în medie 12 ore de muncă pe zi, uneori chiar 16 ore pe zi, sâmbătă, duminică. Deci dacă ar fi să împărțim suma la numărul de ore, vedem că e mult mai mult decât standardul legal. Din care se rețin astfel de sume pentru cazare, pentru mese, plus transportul, care în anumite situații la fel poate fi supraevaluat. Ceea ce înseamnă automat tot un profit sau o reducere a costurilor pentru fermieri, pentru angajatori, pentru că de cele mai multe ori containerele sau locuințe sunt puse la dispoziție tot de către angajatori. În cazul muncitorilor detașați în industria cărnii, în multe cazuri apartamentele închiriate la suprapreț în care locuiesc ei sunt puse la dispoziție de către intermediarii, angajatori români care îi duc acolo. Bun, acum ajungem la o chestiune. De ce totuși oamenii acceptă să muncească în condițiile astea? Pentru că vedem aici, sunt abuzuri, vorbim de dezavantaje structurale și dependența lucrătorilor de către angajatori și intermediari, adică oamenii ăștia odată ajunși acolo neștiind limba, în foarte multe cazuri nu-și cunosc drepturile, nu prea au multe opțiuni. Cum totuși oamenii se duc în continuare și acceptă asta? Și aici sunt mai multe explicații, nu doar sărăcia. Asta e prima explicație care vine la îndemână. Pentru tineri, tinerii din rural, migrația sezonieră, munca implicată de migrația sezonieră e un mod de validare ca adult și face parte dintr-un anumit de ritual de intrare în lumea adulților. În special la băieți, ești recunoscut ca bărbat odată ce ai început să câștigi. Să nu mai vorbesc de faptul că e o modalitate de a obține relativ rapid o sumă mare de bani. Foarte greu de obținut pentru cineva necalificat în România o sumă de 4-5 mii de euro în 2-3 luni, ceea ce le permite să-și cumpere o mașină second hand de cele mai multe ori sau, nu știu, în multe cazuri să înceapă construcția unei locuințe personale pentru a deveni independent de părinți. Dacă ne gândim bine la tinerii din rural, dacă vor să plece la oraș să se angajeze, locurile de muncă, majoritatea, sunt plătite cu puțin peste salariul minim pe economie, ceea ce face imposibil pentru un tânăr să devină independent, să nu mai locuiască cu părinții și să facă naveta sau să locuiască în oraș cu părinții. Cum poate un tânăr să-și permită o chirie de, nu știu, 200 de euro într-un oraș ca Zalău, Bistrița sau oricare altul, când salariul lui e de maxim 500 de euro? Și atunci înțelegem de unde vine tentația asta. Mai intervine încă un aspect care are de face cumva atât de cu cultura migrației, cât și cu cultura publică contemporană, a obținerii rapide a banilor și a unei posibilități de consum, ceea ce munca în străinătate permite. Aici intră subiectul culturii migrației, care joacă un rol fundamental și care pune o presiune constantă atât pe tineri cât și pe cei mai în vârstă să caute soluții peste hotare. O altă explicație ține de falsele promisiuni și sunt numeroase reportaje, inclusiv presa din România a făcut, dar în special în străinătate, despre cum firme care intermediază, firme din România de recrutare personal, prezintă oamenilor o ofertă, vorbesc de condiții de muncă, de locuire, cu totul diferite decât ceea ce găsesc la fața locului, percep comisioane foarte mari, oamenii odată ajung și acolo, mulți ca să poată ajunge iau bani împrumut, nu prea au ce să facă, acceptă și rămân acolo ca să-și strângă bani și să-și achite datoriile și evident să mai obțină ceva în plus. Aici aș mai adăuga un aspect, are legătură cu faptul că în multe situații
Oamenii acceptă să facă acolo o muncă pe care acasă n-ar face-o, nu doar pentru că e mai bine plătită, ci intervine chestiunea rușinii. Și acolo nu-i cunoaște nimeni, nu știe nimeni de ei. Și acolo acceptă atât să locuiască în condiții în care în România poate n-ar locui, pentru a putea economisi, cât și pentru, cum am spus, acceptă să facă anumite munci care aici în România sunt pe nedrept disprețuite. Pentru că în România o mare transformare care a avut loc în ultimii 20-30 de ani a fost exact degradarea ideii de muncă și a anumitor ocupații care, dacă nu ești în zona IT, industrii creative, drept sau ceva de bugetar, dacă nu ești în asta, ești automat considerat un ratat, un disprețuit și atunci oamenii nu prea, tineri în special, nu prea au cum să fie atrași de astfel de joburi. Bun, în alte cazuri, în special la cazurile de familie, intervine dorința de a-și face o locuință. Dacă pe vremuri, cum am spus, mulți tineri plecau să muncească câțiva ani sau sezonier la pădure sau în agricultură, în țară undeva, acum se pleacă peste hotare și își pot construi o casă sau pot să-și renoveze o casă, mai ales că una dintre transformările principale pe care le-a adus migrația transnațională a fost construcția de locuințe cu baie sau construcția de baie în locuințele vechi. Un alt aspect ține de faptul că foarte mulți părinți sunt nevoiți să migreze, sezonier sau nesezonier, toată familia sau doar unul dintre părinți, pentru a putea asigura cheltuielile necesare cu costul, cu educația copiilor la un liceu mai bun în oraș sau la o facultate într-un oraș universitar. Știm cu toții ce înseamnă locuirea și care sunt costurile locuirii într-un oraș precum Clujul, Bucureștiul sau alte centre universitare mari și e foarte greu pentru o familie care este angajată în România pe, nu știu, chiar dacă sunt ambii părinți angajați pe salariu minim sau chiar mai mult decât minim, e foarte greu să susțină un copil sau doi la studii. De aia foarte mulți părinți aleg să migreze pentru o perioadă, cel puțin chestiunea asta reiese din foarte multe interviuri făcute de-a lungul timpului, dar mai intervine un aspect și aici cumva mă întorc la ceea ce am spus în începutul discuției, faptul că cel puțin în cazul, dar nu numai în cazul muncitorilor în agricultură, exista dinainte de a se pleca peste hotare obișnuința de a pleca în țară și din interviuri pentru muncă în agricultură, din interviurile pe care le-am făcut, au ieșit o grămadă de detalii despre condițiile de plată și de cazare. De multe ori, cei care au migrat în anii 90 sau la începutul anilor 2000 să muncească în Banat sau în Bârlad, la cules de porumb sau altceva, locuiau prin barăci, prin locuințe improvizate, prin foste unități militare. O informatoare îmi vorbea de o fostă unitate militară în care locuiau 50-60 de persoane la comun, fără baie, fără nimic. La fel, un informator îmi povestea recent de o casă fără geamuri, în care munca fiind peste vară. Deci și mulți dintre cei care au migrat atunci, ulterior au migrat la muncă sezonieră în Spania, în Italia, în Germania. Și firește că de la a dormi într-o unitate militară dezafectată sau într-un fost graj de CAP sau într-o casă neterminată, la a dormi într-un container, e un progres mare. Aici mai intervine încă un aspect. Mulți dintre cei care migrează, și asta aici este relevat în special de niște materiale de presă foarte bune făcute de Elena Stanciu în rândul muncitorilor în agricultură din Spania, oamenii, sunt multe cazuri de oameni care au niște condiții de locuire acasă mult mai precare decât cele din țara de destinație. Vorbim de locuințe fără curent electric sau chiar dacă sunt locuințe dotate cu curent electric, vorbim de locuințe supraaglomerate, în care locuiesc familii numeroase sau două, trei generații. Așa că, cumva, cadru dublu de referință, condițiile de muncă, de locuire de acasă, cu condițiile de acolo, îi determină pe oameni să nu vadă o problemă în asta și să fie, cumva, mult mai îngăduitori față de condițiile care li se pun la dispoziție. Și la asta aș mai adăuga faptul că în multe cazuri, condițiile de muncă din România, nu doar cele de salarizare, condițiile de muncă din România nu sunt diferite față de cele de acolo, dimpotrivă. De multe ori, în cazul multor firme, sunt multor angajați, auzim de abuzuri sau de ore suplimentare neplătite sau chiar dacă sunt plătite, ore suplimentare forțate. Și atunci, pentru oameni, diferența de bază se face la nivel de plată și, cum spuneam, la nivel de rușine. Aici,
pe lângă că e prost plătit, un angajat de multe ori poate considera că e și umilit și că e, cum e văzut în comunitate, pe când acolo, pe lângă că câștigă mai bine, lumea nu-l cunoaște și atunci poate accepta în continuare să se ducă, chiar dacă e nemulțumit. Evident, după cum reiese din multe materiale și multe interviuri, oamenii caută să se descurce, se mută de la o fermă la alta, unde aud că sunt condiții mai bune, în multe cazuri nu mai apelează la intermediar, deci cumva există o formă de organizare și de, nu știu, rezistență, doar că în cazul muncitorilor sezonieri din mediul rural nu există o obișnuință a sindicalizării, a asocierii pentru a-și putea apăra drepturile, ceea ce face mult mai dificilă organizarea lor și militarea pentru îmbunătățirea condițiilor și îi lasă foarte mult la mâna angajatorilor sau a unor, nu știu, activiști care încearcă să facă lobby în sensul ăsta pentru a li se îmbunătăți condițiile. Cam asta ar fi în linii mari ce voiam să zic, dar înainte să închei aș mai spune un lucru important, că vorbim de agricultură și că vorbim de oameni care au plecat de la țară. E cumva un paradox că România este una dintre cele mai rurale țări din Europa în continuare și are încă un procent foarte ridicat de populație angajată, implicată în agricultură. În același timp, în România e foarte greu să trăiești din agricultură. Povestea idilică cu omul care are un petec de pământ în spatele casei și poate trăi din asta nu funcționează decât în literatură și în propagandă. Și ce e interesant e că în contextul retrocedărilor din perioada postcomunistă, în România s-a reconstituit ca distribuția pământului agricol, s-a reconstituit situația de înainte de Răscoala Țărănească de la 1907. Ca să vă dau un exemplu, în 2016 procentul celor cu peste 100 de hectare a crescut de la 0,2 în 2000 la 0,6 în 2013, iar suprafețele deținute de aceștia au crescut de la 33% la 52% din suprafața agricolă a țării. Țăranii înstăriți care ar putea fi numiți clasa de mijloc rurală, adică cei care dețin între 10 și 50 de hectare, au reprezentat 3,7% la începutul secolului al XX-lea și dețineau 8,9% din pământul agricol, pentru ca în 2009 aceștia să scadă la 1,65% și să dețină doar 4,5% din terenurile agricole, conform unor date făcute publice în 2018 de regretatul profesor Vintilă Mihailescu. Și asta spune foarte multe, în timp ce în România terenul agricol e comasat prin fenomenul land grabbing-ului în mâinile unor agrobusiness-uri, țăranii sunt nevoiți să plece la muncă și să-și pună competențele și cunoștințele în slujba altor economii și altor fermieri. Și asta cred că spune foarte multe despre situația în care se află lumea rurală în prezent și spune foarte multe despre faptul că oamenii continuă să accepte să meargă acolo din lipsa de alternative în localitățile de baștină. Cam asta ar fi de spus. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și mulțumesc pentru invitație.